dimineața, astăzi este ultima zi cu Madi, de fapt sunt ultimele două ore, da, ore cu Madi. Și tot astăzi ar fi trebuit să vină și Taiga, dar nu mai vine azi, vine mâine. O să vă povestesc eu acasă exact ce s-a întâmplat. Acum mergem să mâncăm ceva și după vrem să filmăm un video special cu ceva ținute, o să vedeți. Da, știu că le-ai zis, dar eu le zic așa mare pentru că păstrez surpriza. Oricum vlogul ăsta cred că intră după vlogul cu hainele. Ba nu. Nu, înainte. Ba da. Și vreau să vă uitați la cerceii Mădălinei. Sunt aleși de Mira, da. Nu-i purs pe ăștia și Madiera, dar nu se potrivesc cu ținuta mea de azi. Hai, lasă că am făcut, da, că mi-a până la urmă, da. Ți-ai făcut ținuta în funcție de cercei, n-ai avut scăpare. Și acum micul meu dejun este complet. Avem și croissantul aici. Gata, a plecat Madi și sincer vă spun, sunt foarte agitată pentru că a plecat pe ultima 100 de metri, la limită, 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 la modul că ea mai puțin de o oră are zborul și până ajunge face 20 de minute. Eu acum o oftic că mai bine mergeam cu ea, faza e că inițial am crezut că are zborul de la 4 și de aceea am zis ok, nu am cum să merg cu tine la aeroport pentru că eu merg să o iau pe Mira de la școală. Și aseară și-a dat seama că de fapt nu are zborul de la 4, ci are zborul de la 2. Și da, aș fi avut timp să merg cu ea și ar fi fost indicat să merg cu ea în caz că, nu știu, are geanta prea grea și trebuie să lase ceva în urmă, era bine să fiu acolo. Da, i-am zis acum prin mesaj, Madi, vrei să vin că mă urc într-un Uber? Și am venit și a zis, nu, ea, că dacă e ceva ne descurcăm. Și adevărul e că da, ar putea să lase la securitate dacă e să trebuiască să renunțe la ceva și apoi să mă duc eu să ridic produsele respective, adică da, găsim o soluție cumva. Acum cel mai important e să prindă zborul și să nu piardă banii. Știți? Cam asta ar fi. Eu îi țin pumnii să ajungă cu bine, să treacă cu bine de securitate. Partea bună e că aeroportul e mic, așa că prea multe nu are de făcut și nici nu are de mers dintr-o parte în alta, că imediat a ajuns. Hai că ajunge! Eu zic că ajunge. Și știți că vă spuneam că astăzi ar fi trebuit să vină Taiga și până la urmă n-a mai venit astăzi și vine mâine? Adică a schimbat zborul cu o zi. Și acum hai să vă povestesc ce s-a întâmplat, că și la el a fost cu peripeții. A ajuns la aeroport, a făcut check-in-ul, a lăsat geamantanele, că vine cu două geamantane. Și cei de la check-in i-au spus că s-ar putea să aibă nevoie de test PCR. Dar să stea liniștit că vor face ei o verificare și îl vor anunța. Ei bine, Taiga a trecut și de securitate și s-a dus la poartă, nu, să se îmbarce. La poartă a fost oprit. Știți că aveți nevoie de test PCR sau de test, ei inițial au zis de test PCR pentru Germania, dar după verificările pe care le-am făcut eu, da, chiar și pentru tranzit ai nevoie de test PCR sau de test antigen. Legea asta a fost pusă acum la începutul lui martie. Deci nu era în funcțiune când a fost el ultima dată în Japonia, adică astă toamnă, nu? Și bineînțeles că dacă oamenii de la check-in i-ar fi spus că are nevoie de test PCR sau antigen, el ar fi avut timp să facă testul, că îi vine rezultatul foarte repede. Dar nu a fost lăsat să se îmbarce și cei de la compania aeriană ANA au fost foarte drăguți, foarte simpatici, i-au căutat zbor, nu a avut nimic de plătit extra, ba chiar s-au oferit și au plătit și testul PCR. Până la urmă a găsit avion și vine acasă mâine, dar inițial nu găsea zbor din Germania către România. Și acolo era problema principală, pentru că din Japonia către Germania ar fi avut zbor în fiecare seară și aveau locuri libere, dar din Germania către Cluj
Nu mai aveau locuri disponibile, erau fully booked pentru o săptămână, pentru până săptămâna viitoare. Și nu știu exact ce au făcut cei de la Ana și pe unde au sunat, dar l-au rezolvat pe Taiga și au găsit loc chiar și din Germania către România și vine mâine. Că zicea Taiga, fii atentă că zbor mâine, vin în Germania și apoi îl iei pe Sergiu și veni să mă luați cu mașina de aici. Își făcea el plan. Așa și ne plimbăm și aia e. Era și asta o soluție. Dacă aveam eu permis, mă duceam eu să-l iau. Trebuie neapărat să dau și eu de permis. Am zis că la toamnă rezolv și asta. Bine, asta e planul, dar nu mai zic nimic bătut în cuie. Rămâne de văzut. Planul ar fi să dau până plec în Japonia și nu dau acum vară pentru că nu o să fim în țară. Și nu am cum să dau dacă nu sunt în țară. Nu, nici nu are sens să încep acum și după aia să termin în toamnă și așa mai departe. Bine că s-a rezolvat și la Taiga, dar săracul a stat acolo 2 ore și vă dați seama că și avionul a avut întârziere din cauza lui, pentru că bagajele lui erau deja în avion și când și-a dat seama că nu se poate îmbarca, bineînțeles că a trebuit să se ducă o echipă să-i scoată geamantanele din avion și așa mai departe. Da, a zis că se simte foarte prost că avionul a avut întârziere din cauza lui. Și cam asta ar fi pe scurt. Apoi el a rămas în aeroport și a luat hotel acolo, că a zis că n-are sens să mai ia Uber, să se ducă înapoi acasă, ca mâine să ia iar Uber, să se întoarcă și cu bagajele și așa. A luat hotel, a lăsat a doua zi bagajele la hotel, adică astăzi, și apoi s-a dus prin Tokyo și s-a mai întâlnit o tură cu mama lui, pentru că a uitat certificatul nostru de căsătorie la apartament și cu ocazia asta i l-a și adus și acum are certificatul de căsătorie cu el, așa că e bine. Da, cam asta ar fi oarecum pe scurt ce a pățit Taiga și de ce nu mai ajunge astăzi. Și cred că a mișcat camera destul de mult pentru că nu mă așteptam să stau să vorbesc atât de mult acum cu voi și țin camera într-o poziție dubioasă și îmi cam tremură mâna. Că a obosit mâna. E camera grea. Ia, a scris Madi. A ajuns! Ei, a intrat, gata, nu pierde avionul, tot a fost bine. Uai, cât mă bucur, gata, mi-a luat așa o piatră de pe inimă. Acum pot să încep și eu să strâng pe aici, că am lăsat haos, sunt și haine lăsate peste tot de azi de dimineață, sunt și acolo niște încălțări lăsate de izbeliște, mă apuc de strâns și după mergem, o luăm pe Mira. Astăzi aș vrea să editez, că mâine trebuie să postez și cred că mâine o să gătesc pentru Taiga. Nu știu exact cu ce să-l aștept acasă, poate să facem un chili con carne. Ai zis că pot să fac ce vreau eu, că el are chef de orice. Ia stai că mai îmi scrie Madi. Da, I did it. Mamă, da, așa pe ultima 100 de metri. Mai să-ți mulțumesc că ai avut grijă de mine zilele astea și mi-a plăcut să petrecem timp împreună și sper să ne mai vedem. Și dacă te aștept la București, oricând vrei tu și oricând ai eveniment. Eu îmi trag sufletul încă. Draga de ea, ia stați un pic că vorbesc cu ea, un piculeț. Hai că n-am mai apucat să ne auzim de ieri, pentru că am avut de stat destul de mult în fața laptopului și încă n-am finalizat tot ce aveam de făcut. Și ce credeți? Taiga aterizează într-o oră și eu n-am făcut de mâncare, n-am dat cu mopul. Bine că avem casa curățică, doar că eu voiam să fie lună, lună, lună. Aia e. O să mergem să mâncăm pe undeva, bine că și el este odihnit, că și-a luat un hotel în Germania, că a avut escală de 7 ore și acum e deja în avion. Aterizează și noi nu o să putem să mergem să-l luăm de la aeroport, pentru că cu schimbarea asta, noi pentru astăzi avem cursul Mirei de tobe. Și după ce că l-am tot amânat, am zis că astăzi nu mai vrem să-l amânăm, ci vreau să o duc pe micuță, că e foarte încântată și o să ne întâlnim direct la apartament. Am zis că merg eu, o las pe Mira, mă întorc la apartament, îl iau pe Taiga în primire și după mergem împreună să o luăm pe Mira și mergem să mâncăm pe undeva. Acum sperăm să ne lase și vremea, că s-ar putea să plouă. Am primit un mesaj, sunt cu ochii pe telefon, pentru că v-am zis că, uite, nici nu mai e o oră, de fapt mai sunt 20 de minute până aterizează și se poate întâmpla să aterizeze mai devreme. Aseară eu am tras de mine să termin de făcut tot ce aveam de făcut la laptop, da, undeva pe la 11 noaptea, mi se închideau ochii, nu puteam să mă concentrez, nu puteam să fac absolut nimic. Dacă mai stăteam 5 minute, acolo pe canapea cu laptopul în brațe, acolo adormeam și nu era combinație,
Dar în momentul în care am simțit că sunt așa, am lăsat laptopul și m-am cuibărit în pat lângă Mira. Seara a fost ultima noapte în care am dormit împreună. De mâine se întoarce în camera ei. Da, e foarte fericită că vine papi, e foarte fericită că începe și cursurile de tobe și deja a făcut așa un plan de weekend. A zis că mergem, ne plimbăm, că stăm cu papi și facem absolut toate alea cu papi. Așa a zis, astea au fost cuvintele ei. Stați că fac ce fac, mă uit la telefon, îmi vine să mă ridic să văd, oare aterisa mai repede, dar nu, că a zis că mă sună. A zis că mă sună în momentul în care aterizează, așa că mesajul pe care l-am primit, sigur, nu este de la Taiga. Și acum aș vrea măcar să mai strâng așa un pic în bucătărie, să bag vasele la spălat, că nici asta n-am apucat să fac și am și vasele de seară. Ieri, să nu vă gândiți că am stat toată ziua în fața laptopului, nu, pentru că m-am dus, am luat-o pe Mira de la școală, apoi ne-am întors, ne-am schimbat, am mers, ne-am cumpărat înghețată, ne-am jucat, ne-am certat, ne-am împăcat, am făcut boiță, povestea de seară, somn și apoi am mai lucrat încă o serie după ce a dormit Mira până pe la 11. Ce m-am zis și da, în principiu încerc atunci când o iau de la școală să avem câteva ore doar pentru noi, că după ce că stă atâtea ore la școală, dacă atunci când vine acasă o las să joace singură și eu îmi fac treaba, nu mai facem nimic, adică nu mai avem timp pentru noi și e important să petrecem timp împreună, să avem activități împreună și așa mai departe. Ok, hai să merg să-i scot Mirei rochiță, e foarte cald afară astăzi, sunt 26 de grade, din nou a plouat un pic, era să zic a nins, a nins, a plouat așa cu găleata, o ploaie de vară, ce să mai că miroase vară afară și acum a dat iar soarele. Bine, acum văd că s-a norat, de fapt, când am fost eu pe Mira de la școală, era soare și simțeam așa cum mă frige spatele. Pot spune că soarele astăzi m-a mângâiat și m-a făcut să-mi fie dor de mare. Noi cred că ne auzim după ce mă întâlnesc cu papi, nu o să mai apuc și acum, trebuie să mă mai bag un pic la laptop că am de editat ceva și de trimis la aprobat și aș vrea să fac asta la fel până vine papi. Noi în 30 de minute plecăm la tobe pentru că locația respectivă e foarte aproape de noi, o să o las pe Mira acolo, mă întorc la apartament, mă întâlnesc cu papi, îl iau pe papi, v-am povestit asta deja, deci nu știu, sunt atât de agitată încât spun același lucru de două ori. Gata, m-am ridicat și am plecat. Adică n-am plecat, că rămân în apartament. Doar mai fac ce am zis că mai fac și apoi plecăm să o ducem pe Mira la școală. Ah, ok. Da. E ok, nu-i Taiga. Am zis eu că nu-i Taiga, cu telefonul. A venit papi și Sonic! Unde-i papi? Uite, nu mai e papi. Papi, arată pe acolo cu mâna ea. Bună! Am stat până acum, dar ne-am uitat la poze din Japonia, că a făcut Taiga multe poze frumoase. Mama. Și Mira l-a luat pe Sonic în primire. Mama. Se joacă. Faceți cunoștință cu domnul Sonic din Japonia. Așa face Sonic. Da. Ia zi, mami, ești fericită? Da. Că a venit papi acasă? Da. Și cum a fost la tobe? Ia povestește-le un pic, hai să vă pun aici un video cu Mira la tobe. Am învățat două ritmuri astăzi și spunea David, profesorul Mirei, că pentru prima dată a prins foarte repede și ea e încântată. Mă întreba, mami, când mai venim? Mai venim? Da? Când? Nici nu plecasem bine că ea deja voia să se întoarcă. Când spunea că vii tu, spuneam, nu vreau să plec. Așa, erai supărată că pleci? Da. Lasă că o săptămână viitoare mergi iar. Și săptămâna ce te joci cu Sonic? Și eu. Nu știu dacă am apucat să vă zic, dar noi ne-am comandat mâncare, până la urmă n-am mai ieșit, că a început iar să plouă. V-am zis că săptămâna asta așa a fost. Ba ploaie, ba soare, ba norat, ba iar ploaie, ba prea cald, ba prea frig. Nu mai înțelegi nimic. Eu nu mă mai văd, o vedeți pe Mira care dă din gură și spune că ea vorbește acum. Așa, și eu sunt Mira Bublina. Acum mă joc cu Sonic și nu prea mi-e foame, dar o să mănânc pentru că mami a comandat ce-am vrut eu. Și m-a ascultat pe mine, nu mi-a luat ceva random, dar mereu mă ascultă pe mine mami. Și eu ascult pe ea că sunt o fată foarte cu minte. Și acum, pa! Noi stăm cu papi. Încă nu a despachetat bagajele, sunt acolo amândouă. Și astea sunt bagajele. Două bagaje mari. Și sunt acolo o grămadă de chestii pentru Mira, așa am înțeles.
Ai o geantă nouă? Ce am ochit eu aici? Ce este asta? Care? Asta este o geantă nouă? Oh, dar ce ai făcut, papi? That was the last before I leave. Porte. Actually, Porte. The day I missed the flight. Oh, okay. E drăguț, so. It's a body bag, but it's not a body bag. Da. It looks like da, e foarte drăguț, so. Ce face Sonic acolo? Stă upside down. Stă upside down. Oh, l-a atacat bagajul lui papi, Mira, nu mai are răbdare. Vrei? Un pic? Opa! Hai, mami, doar să ne uităm așa. Wow, ce-i asta? A, e cum așa. Bine. Am crezut că e un trench pentru Mira. Asta am crezut că e. Ce-i asta? Asta e o geacă de la Nike pentru papi. Oh, asta e ceva ce putem împărți. Da. E drăguțul. Și aici avem... Avem ceaiuri, ai adus ceaiuri, n-ai uitat, cu toate că eu nu ți-am zis. Ai avut grijă. Ai adus de pus pe orez, wasabi. Ai uitat. Ei, lasă că, na, în două luni întoarcem. Pijama cu Pikachu. Pijama cu Pikachu. Pijama de vară cu Pikachu. Ia uitați ce are Mira aici. Și niște pantaloni de training? Niște pantaloni nu sunt de training, sunt pantaloni lungi, subțiri, așa merg de vară, dar stai să vă mărim, 120. Sunt buni, mami. Acolo ce ai? O bluzică de la Babacan, zici că e de la Babacan. E o bluzică foarte drăguță. Nu, de la, de unde e? Că... E de la GU. Stai să văd ce asta. Ăla e un tricou simplu. Oh, iau-te-i cu umerii tăiați, așa. Foarte fashion. Wow. Un tricou cu umerii tăiați. Vreau și eu unul așa. Am avut unul la un moment dat, așa, o fustă. Fusta asta o să meargă foarte bine cu tricou de mai devreme. O, e fustă pantalon? Nu, e doar fustă. Poate e fustă pantalon. Găsești foarte multe fuste pantaloni pentru copii. Doraemon! Doraemon care intră în ușă. Vreau și eu pentru mine pantaloni așa. Ce tricou ăsta îmi place? Ce colaborare e? Monster. O, ce drăguț e. Mickey și Minnie! Wow! Ai, cât de drăguțe sunt! Două sunt aici cu Mickey și Minnie. Mickey și Minnie love! Curalul papi! Ce ăsta-i drăguț? Vreau și eu tricou cu Doraemon, pentru adulți nu aveau? Nu, yay! Ce drăguț e! Wow, mami, ăsta e super cute! Negru! Da, colecția cu Doraemon cute. Yo! Și are aici, vezi? O punguță. O punguță care intră în buzunar. Și ăsta e Doraemon, stai să dă jos. Doraemon care 130. E... 130. Brodat. Da, stai să iau sticker-ul, te rog. Și restul cred că sunt ale lui papi, vezi că sunt haine, stai puțin. Așa par a fi, stai că le iau așa un pic la mână. Ce e asta? Asta e 7-11. Asta e 7-Eleven, de-ai găsit, ai spălat-o? Da. Ce cool e. Asta pot să o por și eu. Eu lucrez cu 7 Days. Cu 7-Eleven, lucrez la 7-Eleven. A găsit-o Taiga la un magazin second hand și asta face parte din uniforma celor care lucrează la 7-Eleven. 7-Eleven fiind ca un supermarket, nu? Combini, nu știu cum să zic, convenience store. Da. Iubitule, cred că astea sunt ale tale. Nu mi-aș băga nasul să le scot. Asta ce e? That's for you. E pentru mine? From my mother. E de la... Oh! Da, mama ta mă cunoaște foarte bine. Like it? Da, mult. De la Adidas. Așa. Uai, cât de mult îmi place. Da. Chiar mă cunoaște bine mama ta. Nimerit la fix, îmi place goldul, îmi plac volanele de jos și o să port fusta asta cu tricouri, cu sneakers. Uite că sunt două buzunare mari în spate. A venit mâncarea. Uai, cât de mult îmi place, o să-i zic mulțumesc. A venit mâncarea. O, ne-au pus și pâine. Da. Așa. Mâncăm? Mâncăm. Îmi place mult fusta. Am închis ușa. Vreau să o probez, o să o probez mai târziu. Cred că o să-mi fac un ceai, nu știu ce se întâmplă cu vocea mea, dar o simt dubioasă. Like it that much? Da, îmi place rău.
Nu suport zilele astea. Dacă e și cald, uite chiar și cu tricou pe care l-am acum merge. Asta e pâine din partea casei, dar e foarte bună și e făcută cu cartofi. Și eu mi-am luat o salată de ceapă, ca de obicei, și astea sunt porțiile noastre, una pentru tine și una pentru mine și Mira. Noi ne-am luat un șnițel și papi și-a luat la fel. Uitați aici, șnițel cu cartofi, aurii, mă duc să aduc maioneză și tacâmuri. Da. Nu cred că au pus tacâmuri, i-a evitat. Și încă o farfurie ca să împărțim. Poftă bună! Poftă bună! Din de unde am rămas, Mira s-a pus acolo pe joacă cu Sonic. Vine și ea repede. Făceai picnic? Aici? Mai e doar o șachetă de-a Mirei și restul sunt ale tale? Astea sunt chestii noi. Care? Asta? Asta? Wow! E a ta! Wow! Uită-te! Da, vezi? O să putem să ne asortăm. Uai, cât de drăguță e! Gata, atâta, că restul sunt ale lui papi acolo. Vrei să o probezi un pic? Și scrie pe spate Adidas. Îmi place fontul ăsta. Nu l-am mai văzut la ei până acum, e diferit. Hai, poți? Pam, pam. Eu nu văd nimic. Pam. Și acolo ce mai ai tu? O revistă pentru mine! Și asta ce e aici? E Tamagotchi? E... that's another one. Are doi Tamagotchi? Bocanții tăi de vară de la Dr. Martens. Și pe ăștia ai luat o zi înainte să pleci din Japonia. Mm-hmm. Și da, sunt bocanci de vară. Da, it's basically nylon. Da, sunt din nylon, sunt ca niște sneakers. Da. Poți spune breezy, așa. That's fine. Ce chestie ai găsit? Tamagotchi. Ăla-i Tamagotchi? Nu, ai o cremă pentru mine. Da. E din Coreea? Da. Nonchan mi-a dat și cremă? Am crezut că mi-a dat doar produsele pe care mi le-ai arătat tu. Asta e un fel de Ziploc, nu? Sau plastic cu Ariel, ce drăguț. Crema nu mi-a arătat-o în poză, mi-a arătat doar produsele de make-up. Twice. Asta este o cremă din Coreea pe care am primit-o cadou de la soția lui Sebastian Nonchan, pe care încă nu o cunosc personal, am vorbit așa pe video acolo odată. Și urmează să ne cunoaștem și mi-a trimis foarte multe produse de beauty coreene. Și deja face planuri să mergem în Coreea, noi două, pe Makeup Hunt și așa mai departe. O să facem și videouri împreună, deci abia aștept să o cunosc. Și mami, așa... Costum de baie pentru Mira. Costum de baie. Baia. Cu Elsa, iubita. Da, uite, Elsa, rochiță. Baba, ți-am tot timpul ți-a costum de baie în fiecare an. Oză! Asta vreau! Oză! Asta îmi place cel mai. Și aici ce mai ai? E lipstick cu Elsa! Adică ce culoare? Și cu Ana, cred că e pink. Desfă-l și dă-te cu el. Nu, acum. Nu acum? Că e noapte, nu? Tu după aia trebuie să te demachiezi. Da. Ce e aici? Asta e tricoul tău, tricourile tale. Le-ai dus la croitor, nu? Sunt perfecte acum? Cam da. Cam da? Cam da înseamnă că nu e 100% mulțumit? Ăsta e Tamagotchi! Nu, dar nu ăla cu fingerul. Da, ăsta e Tamagotchi. Ăsta e Tamagotchi real. Așa arată Tamagotchi și poți să-l pui la mână. A, și e tot alb-negru, nu e color. Că am văzut că acolo există și ceva color, nu? Color? Nu, uite, alb-negru. Da. Da, papi. E exact cum era când eram eu mică. Da. This is the only Tamagotchi de fapt. Atât ai găsit Tamagotchi? Și îl pui la mână ca pe o brățară. Da. Dar eu țin minte că am fost odată la un magazin de jucării și aveau Tamagotchi color. Că știu că mi-ai zis tu că e Tamagotchi. Da. Și am rămas wow. Și acolo ai găsit doar pe ăsta? Poate că nu mai e în trend? Sau poate că e sold out? Adică mi-a luat niște sneakers. Și nu știu ce mi-a luat. Adică știu că sunt Jordan 1 pentru că am tot zis că vreau o pereche. Și mi-a făcut o surpriză. S-a scăpat la mine că nu s-a putut abține, dar nu am nici cea mai vagă idee ce culoare sunt. Cred că sunt cu roz. Că e... Uite, da, cutia îmi spune că sunt cu roz. Mă uit? Mă uit? Avem ceai. Avem un card de mulțumim și... Jordan 1. Oh, cu albastru! Dar îi știu pe ăștia! Da, îi știu!
Wow, și sunt shiny! Stai că vreau să-i probez. S-a gândit iubitul meu la mine. Am și o Jordan 1 acum. Oh, de ce am o pată roz? Și aici am o pată roz. Da, doar aici am o pată roz. Bun. Aici am uite și this one, tu. Cine are Jordan 1? Tu. Eu. Pata, pata, pata. Da, acum sunt perfect pentru părul meu. Trebuie să-mi păstrez părul roz. E un semn. The size is fine. Da, e ce trebuie. 23, nu ai luat? 22. Da, 22,5. Dacă uite, am degetul aici. Deci eu sunt un 22, cred. 22 de centimetri. Depinde. 22, 22,5. Dar la sneakers de multe ori îmi iau 23. Ah, aici sunt produsele mele de make-up. Produse coreene de make-up. Mulțumesc. O să-mi fac de lucru și mai avem o pungă. Și aici avem tot produse coreene. Uai, da. Mascara. Mascara? Ți-a găsit Mira? Aici ce e? Ah, no, this is the gift from my father. A, da? Ți-ai cadou de la tatăl tău? Bine, nu mă uit acum. Da. Ce sunt astea? It's semafor. Dar la noi nu e în trend. În Coreea e în trend. Semafor? Ce înseamnă semafor? Well, the color. Culoarea, da, dar stai puțin. Semafor cream. Și cum le folosești? Le combin? Nu le combin? Stai, ca uitat. Trebuie să-ți mai zic o dată. Una e de peeling, una e de calmare și una e de healing. O să caut pe net. Dacă nu găsesc, o întrebi. Din nou. Deci astea semafor sunt un trend în Coreea. Vor veni și la noi. Dacă acolo sunt în trend, o vor ajunge și aici în curând, cu siguranță. Și aici am lipsticks. Ia uitați ce de lipsticks. Aici e un tatu pentru sprâncene. Asta e lip tint. Știți că vă spuneam că mie îmi plac foarte mult lip tinturile. Și asta e culoarea. Astea sunt nuanțele. Avem 06, 07. Și uite, vă arăt și brandul. În caz că vă interesează și vreți să-l căutați. O să le testăm noi mâine sau în vlogul următor, cel mai bine, ca să ne liniștim și noi cu venirea lui Papi. Și asta este un alt lip tint. Nu se focusează, mă pitesc. Așa, asta e nuanță. Și mascara, cum a zis Mira, pentru Extreme Volume, dar ăsta nu este din Coreea, este Japan Limited. Dar este made in Korea. Dar îl găsești doar în Japan. Deci este un produs corean pe care îl poți cumpăra doar din Japonia. Da, interesant. Astea sunt ale Mirei. Sunt multe de ale Mirei. Cu ce începem? Astea? Hai! Este acolo! Așteptam eu să știe babacean. De unde-i mami? Pe acolo de unde? De la Sanrio. De la Sanrio Shop? Nu uit. E preferatul meu. E preferatul meu? Nu uit. Ce-ai văzut acolo? Un romician. Ai un prosopel cu romician. Uai. Oh, mami. Mi-a cumpărat penar cu romician. Wow, poți să-l iei la școală. Da. O să fac switch-ul. Tatea alea cu romician. Asta ce? Evantai cu romician. Romician, romician. Și? Un romician, poți să-l scoți. Da, e un bebe cu romician. Stai. Care stă într-o lalea. Să poți să-l scoți. Mai e o scrisoare de la babacean. Kiki. Karakiki mașita. Karakiki mașita. What means karakiki mașita? Heard from. Heard from. Erai de... Nu știu ce asta a scris urât. E. Ce? Ne. A scris urât. Oh, there are pictures with you. Stai, că le iau eu. Ha! There are pictures with... This is Papa Chan's birthday! I remember this one. Dubai. Da, uite, Dubai. Cu papi și e și mami acolo. Suntem toți trei. Da. Legoland. Dubai. Roar. I remember when the shark ate me. Yes, place in Dubai. And here
All of us. All of us. Și aici trebuie să pui pozele mici, de-aia ai un album. Ok. Ca să pui pozele mici, o poză cu noi toți. Când am Dar fost în deșert. Dar cum ne pui, că nu știu. Can you help me, Papi, because you have a card book. Uite aici. From here. Uite așa. Și de aici, de aici. Da. Deci așa se pune. Așa se pun, da. Ok. Tot îmi pierd vocea. Hai să vedem, hai să vedem ce am de la tatăl tău. Te-ai zis că e foarte unexpected. Sincer, pare a fi... Vreau să zic că pare a fi mâncare. Red rice! Mulțumesc! Mai ține minte că mie îmi place red rice? It's the best in town. E cel mai bun din Tokyo? Da. Aici. Okay. Și a fost așa bun? Da, e super bun. Da, ci că e expirat. Nu, no, it's not expirat. 10 a 5-a? Și atunci e produs. Ah, atunci e produs. Ok. Handmade. Ai făcut handmade. Da. Mulțumesc. Arigato. Ce drăguț că și-a adus aminte că îmi place orezul roșu. S-a așteptat. Lasă așa că și-a adus aminte. Dar am simțit când am luat-o. Am zis, aia e ceva mâncare. Mă așteptam să fie mochi, sincer. Nu știu de ce. Aia m-am gândit. M-am gândit că o să-mi trimită orez. Mi-a trimis orez din Japonia. Păi trebuia să-l aduci, că mi l-a luat mie. Și a zis că e pentru mine. Nu, cum să-l mănânci? E pentru mine. Astea sunt cărțile mele. Vi le arăt și voi aici. Nu mi le-a luat Aiga, le aveam în Japonia și l-am rugat să mi le aducă. Sunt foarte useful. A, mi-a adus și pasta cu haine pentru short people, nu? Da. Cum să porți hainele și cum... Gata. Mai era ceva. Tips and tricks pentru fete mici de înălțime. Mai este aici. Mai ai ceva acolo? Ce mai ai? Asta e cadou de la Sanrio. Da. Și mai... Orezul meu să mi-l pun bine. Sunt super happy. Abia aștept să mănânc. Trebuia să-mi zici că am orez, că nu mai mâncam. Am din asta acum. Romicean, e funny cu Romicean asta. Aaaa! Jordan 4? Colaborare cu cine? Union LA. Union LA. Wow, ce gentuță ai, mami! Cu Mickey și Minnie. Hai să vedem ce avem aici. Un acne de la Legoland. Când mi l-a dat pe ăsta? E Legoland? De unde Legoland? Dubai. Din Dubai? Da. Ți-l-a dat ție? Pentru colecția ta. Să învățăm hiragana amândouă, uite. Pe exerciții, astea Papi trebuie să le facă cu tine. Așa, aici ce ai? În alte vântai, avem colecții. Și asta uite, ce e? Să mișcă. Da? Pentru. Da. Și asta. A, și uite, ai pentru scrisori cu, cu Romicean. Să mișcă și cartea. Ia stai să văd și eu. Voi vedeți? Vă amețește un pic. Mie îmi plăcea la nebunie să fac asta când eram mică. Mai picau la ce picau, nu știu dacă știți, nu cred că se pronunță așa, dar colecționam cardurile alea de acolo. Aici ce ai? Am adus caietele mele de acolo pe care le-am lăsat în urmă, să rumânam, agenda mea Gucci. Mulțumesc! Ăsta e al meu! Și astea sunt lensurile tale, mâine setăm Tamagotchi și stăm chill în familie. Și eu chiar îmi pierd vocea, cred că mai îmi fac un ceai. Zici că am fost la concert și am țipat și am cântat, dar n-am făcut nimic. Taiga zice, poate ai vorbit prea mult pe tasta mai de aici și de aia cum îți pierzi vocea. Se poate să fie și asta. Dar e pentru prima dată când pățesc că mă lasă vocea. Bine, am mai pățit-o după concert, da. Dar în rest, nu așa, în daily life. Strângem un pic și mergem la somn. Cred că s-a făcut vreo 10 jumate. 10:30? Cred că da. Păi era 9:30 când am venit a doua tură. A, da? Era deja târziu. Era 9:20. Deci sigur a trecut o oră.